spus câtă vreme a rămas. Între noapte și zi, între drum și popas, ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi, și uită mult prea des să mai fi. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști ce săraci lume vom părăsi. Spune de ce tot alegi, spune, spune ce vrei să culegi. Pierzi, pierzi rădăcini, dar încrești în neștire. Toate sunt, toate sunt amăgire. Ce iluzii s-au dus, ce iluzii mai sunt. Clipe care ne trec ca o umbră pe gând. Alergăm după nori, alergăm după nori, alergăm după vânt, alergăm după vânt, și deschidem târziu unii goi. Vrem un nou început, nu s-a timpul pierdut, nu s-a timpul pierdut, nu se întoarce nici când, nici când înapoi. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei. Pierzi rădăcini, dar întreci în neștire. Mâine la capăt pe drum, tu vei afla, tu vei afla că oricum, fără Iisus, fără Iisus, toate sunt amăgire. Spune încă o dată, haideți, toată biserica! Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Pierzi rătăcini, dar întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că toate sunt și alții trăiesc. El a mai zis, Iisus, un om avea doi fii și restul-i poveste. Un om avea doi fii. Probabil că de aceea facem prunci puțin să nu avem necazuri multe. Dar aș putea spune poveste cu un singur copil și care a fost dezastru. Și nu vorbesc numai de mine. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu e Dumnezeu șansei a doua? Nu credeți. 20 de ani a dat Biserica Ortodoxă pentru femeia aceea canon care a făcut 35 de avorturi. După 20 de ani are dreptul și ea să zică, Doamne, Doamne, încă 20 de ani nici nu mult, nouă, la noi, la Pentecostal, nu mi-a dat nimeni nimic.
nici 20 de ani. Dumneavoastră nu credeți că ați crescut cu evrei 6 sub pernă. 8.000 de CD-uri am dat din 25.000 de 5 luni de zile, 4 luni de zile, pentru că noi nu credem că ăla mai poate să fie mântuit, care l-a cunoscut odată, poate că a avut și nenorocul să vorbească în alte limbi. Nenorocul! Că mulți nu mai merg la stăruință, că dacă-ți botezați cu Duhul Sfânt și pică, nu mai văd raiul niciodată și așa, de ce ai avea Duhul Sfânt? Hei! Cum îl păcălim noi pe Dumnezeu și cum devenim pocăiți de nota 5? Pentru că nu vrem. Un tată avea doi fii și unul a plecat de acasă și unul a rămas acasă și amândoi erau niște fii nenorociți. Unul afară, unul înăuntru. Tata. De fel nu erau niciunul mai bun decât altul. Nu erau mai buni. Poți să rămâi în casă și tot scârbos să fii. Poți să rămâi în casă și tot cu mintea murdară. Poți să rămâi în casă, în biserică și tot să înjuri și tot să furi și tot să fii un om care să n-ai cuvânt. Poți să fii în casă și tot să vorbești de rău pe alții și poți să fii în casă și poți să faci o grămadă de lucruri. Poți să fii afară și le poți face pe toate nestingherit. Un tată avea doi fii și a plecat unul, ăsta a făcut praf și banii. Marele avantaj a bisericii, că nu prea poți cheltui mulți bani aici. Un leu, duminică dimineață, duminică seara, 2 lei. Pe afară e o cafea, 2,50 lei. Mă, a fi pocăit o afacere, mă. Faci economie. Faci economie, poate de aceea suntem zgârciți noi. Un tată avea doi fii și unul a făcut praf banii. I-a fost foame, spune Biblia. L-au apucat foame. Imaginați-vă copiii voștri, copiilor voștri să le fie foame. Ia încercați să nu aveți ce să le dați de mâncare o zi. A doua zi dimineață vă sculați fără o mână. Așa se nasc canibali. Învățați-i cu de toate și când n-o să mai aibă, v-ați pregătit pentru ziua în care o să ajungeți falimentari. Familia v-ați pregătit-o pentru ziua în care poate că n-o să mai aveți un ban și va trebui să vindeți lucrurile din casă și copiii dumneavoastră să se mulțumească cu o farfurie de supă, atât. Să uite gustul de la suc, înghețata, nici social. Un tată avea doi fii, pe unul a apucat foame după ce avea două feluri de foamete. Una în stomac și una în inimă. Dumneavoastră, de ce credeți că veniți duminica? Știu, o parte e în obișnuință, dar alții vin pentru că apucă foame aici. Când n-o să mai aveți biserica aceasta, când n-o să mai aveți predici, când n-o să mai aveți nici cântări, când n-o să mai aveți nimic, când n-o să fiți în lume, o să vă fie foame după serile astea, așa de plictisitoare cum sunt. O să vă aduceți aminte de fiecare om de pe bancă, de fiecare predică și îndemn de rugăciune, o să vă apuce o foame. Ce mi-e foame. Mi-e foame și porcii, lăturile totuși. Spunea Adi odată, ce să fac, mă, adică, uite, zic, am 104 kg. Bea apă, zice Cătălin. Da? De ce? Zice, stomacul e prost. Se închide la cantitate, nu la calitate. El trebuie să aibă ceva înăuntru, sub papa. Tot a rămas la diete. Așa e și cu noi. Stăm aici în biserică, ne apucă foamea. În biserică să-ți fie foame. O, câți pleacă nehrăniți duminica de la biserică. Ce Domnul Iisus Hristos, mi-e milă de ei, că nu vreau să le dau drumul să plece. Cum? Flămânzi. O, dacă ar avea preoții și pastorii gândul ăsta, să nu plece niciunul flămând din biserică. Cum să te duci flămând din casa lui Dumnezeu? Cum să-ți fie foame când ai plecat de aici? Cum să nu zici cu adevărat, Domnul ne-a săturat astăzi, în seara aceasta, în ziua asta? Ni foame.
L-a apucat foamea, lumea înțeleg să-ți fie foame, dar în biserică l-a apucat foamea și zice, una aici, una aici. Uitați-vă la tata. Zice Biblia că a alergat înaintea lui. Când l-a văzut, eu mor de foame aici și s-a dus la tata și tata în prag. Și tata când l-a văzut de departe, punctul ăla negru, cine-i păduchele ăla care îl văd departe? El. Și spune Biblia că n-a mai stat, ci a alergat. Dumneavoastră știți ce înseamnă în Israel, între evrei, ca un om cunoscut în cetate, cu haine lungi, cu fel de filacterii late, să fugă? Niciodată un evreu, niciodată un evreu pompos, nu fuge, mă. Că dacă ai haine în alea cu aur, cu tot ce trebuie, cu colană, unde l-ați văzut dumneavoastră pe papa fugind? Un președinte de cult, în training, a fugit, știți de ce? Pentru că el avea ce n-avem noi. Dorință să-l vadă în brațe. Nouă nu ni se mișcă nici nodul de la cravată. Și fratele nostru și-a mâncat dintr-o farfurie spirituală și îl taxăm și nu ne-a rugat și n-am postit pentru el și l-am judecat și l-am lovit și l-am călcat în picioare și am spus merită, știu, noi nu merităm niciodată. Cine e în picioare, zice Biblia, să ia seama bine să nu cadă. Numai minunea lui Dumnezeu ne face să fim aici cu nimic mai bun decât cei care au fost între noi. M-am uitat astăzi, plecând de aici, la 12:30, unul dintre frații noștri, fără orizont, pe-n centrul Beiușului. Pierduți. Foame. A fost odată cu noi. Foame. Vreau să nu mai blestemați întunericul. Vreau să aprindeți o lumină în seara asta. Pastorii, o problemă la mine în casă, ascultă-mă, în toate casele sunt probleme. Un tată avea 2 fii. Cum le-a crescut tata asta pe ăștia 2? Bine, nota 10. Primul lucru care trebuie să-l învățați în seara asta este că fiul risipitor poate apărea în cele mai frumoase și binecuvântate case. 60% dintre copiii care fug de acasă nu fug datorită sexului, abuzului din familie, nu fug datorită faptului că au avut niște probleme cu părinții. Știți de ce fug 60% din ei de acasă? Nu știți. Nici nu știu. Cit în studiu acum. Nu știu, domnule, de ce au plecat? Așa. Ce n-ai avut? Ce nu ți-am dat? Așa ne uităm, comitetul la mine, eu la ei, cu ce am greșit că l-a plecat. Nu l-am jignit, a fost în cor, n-ați vorbit, vă gândiți, dirijorul, voi, ceilalți, un alt, mă, poate am spus ceva, poate din cauza mea. Din ce cauza a plecat? Căutăm vina în biserică, poate că biserica devine, domnule. Scoate stobile afară. Așa se face, afară. Dacă știi că se pocăiește, 50 de oameni că știu că se pocăiesc din cauza asta, că nu le scot afară, eu le pun pe foc. Poate tobele se vin. Poate predica prea lungă, prea scurtă. Poate că stăm în biserică ortodoxă, înghesuiți în tindă bisericii, pe măcar ăștia au scaune, zicem noi. Oare de ce? De ce pleacă oamenii de lângă Dumnezeu? Predice au avut. De ce îți pleacă copiii din casă? Ai crescut bine. Le-ai dat tot ce a trebuit. Educația aleasă. I-ai dus la biserică. Ai fost tu un om. Pentru ei și-au ales să plece. Dai vina pe soție, dacă nu ne-am fi certat. De vina pe tine. Tu ești de vină, zice. Întâi 6 ani de zile, tu nu trebuie să stai acolo în țara aia. Acum avem bani de gresie, avem gresie, avem băi, n-avem prunci. Ne imputăm. De ce o plecam pruncii din casă? De ce pleacă din biserică? De ce-s bisericile goale? De ce?
E o alegere pe care o face fiecare dintre noi în viață. Pentru că ai ales. A fost drogat când a plecat? Nu. După aia, da. Dar când a plecat, a fost o alegere deliberată. Dăm banii. Când a venit înapoi, cum a fost drogat? Tot o alegere deliberată. Uitați-vă la mine, n-aveți ce să faceți cu ei. N-aveți de ce să vă imputați. Și dacă ne certăm toată ziua, bună ziua, și ce am rezolvat dacă încercăm să spunem, domnule, ce trebuie să schimbăm? Eu știu că trebuie să schimbăm multe în biserica asta. Dar nu pentru că au plecat ei, ci pentru că n-a reușit să fugim noi după ei. Dacă e ceva de schimbat, trebuie să schimbăm în noi cei rămași, nu în cei ce au plecat. Un tată avea doi fii, restul-i poveste. Refuzăm, trebuie să refuzăm amărăciunea asta. Totdeauna trebuie să găsim un țap spășitor la noi români. Cine-i de vină? A carul pe unul. Dă-mi vina unul pe altul. Trebuie să fie cineva de vină. Dumnezeu, satana, biserica, refuzați amărăciunea. În casă, în viață, în familie, în biserică, nu vă mai imputați unii altora o grămadă de lucruri, că paguba e mult mai mare decât înainte. Rămâneți uniți. Ați pierdut un ban, ați pierdut sănătatea, s-a întâmplat ceva, rămâneți uniți în casă, în familie, în biserică, o să vă fie mai bine, duceți-vă. Plecați. Plecați că o să găsiți biserica perfectă. O să o găsească și ei biserica perfectă. O să găsim fiecare biserica perfectă. O să vă duceți și o să fie bine. O să găsiți oamenii. Ilie o să vină și cu Enoch și o să vă predice. Ei o să fie protopopii voștri. O să coboară din cer și o să fie înainte stătătorii bisericii dumneavoastră. Căutăm biserici. Vrem să schimbăm ceva. Și noi nu-l iubim pe cel de lângă noi. Nu-l acceptăm pe cel de lângă noi. Mereu căutăm vină în cineva și n-am văzut-o niciodată noi. Un tată avea doi fii, s-a dus și ăsta la alt ce a făcut? A zis tata, nu mai pot, eu plec de acasă și eu mă duc, s-a dus el, mă duc și eu. Dumneavoastră știți că 25% dintre familii divorțează. În momentul în care unul dintre copii are probleme. De ce? Pentru că urmează cavalcadă, urmează o neagară de probleme. Tu ești de vină, tu. Cu ce l-ați adus înapoi dacă ați divorțat și ați plecat? Doi, erați doi, vă puteați ruga. Era singura șansă să mai vin acasă. La ce să mai vin acasă? Primul lucru care îl face biserica când pierde oameni, se ceartă între ea. Între oameni. De ce ne-am dus? De ce nu mai vin oameni la biserică? Se întâmplă. Își pun întrebarea asta, nu numai noi. Un preot reformat îmi scria săptămâna trecută, pastore, am biserica goală și dimineața și seara. Și a spus, e vina mea, zice, îmi pregătesc predicile, mă rog, postesc. De 8 ani în localitatea asta, pierd oamenii zic pe zici. Cum e la voi? Ca la dumneavoastră, preot, domnul preot. Trebuie să-i ții pe oameni, trebuie să-i mângâi, trebuie să-i scarpi, trebuie să-i spui că e adevărat tot ce fac. Că e bine că să-i păstrăm pe toți. Că ideea noastră este că să-i ținem pe toți, dar nici așa nu mai vin. Am făcut concesii, biserica a făcut pași în spate. Regimentul 32 de gardă, cel mai bun regiment pe care l-a avut Stalin. A primit ordine de repliere. Știți, atunci când a fost treaba cu nemți, cât pe ce se bată până în Moscova. M-a uitat un lucru, cu Dumnezeu nu te pui odată și la doilea rând nimeni nu se pune, că nici Napoleon nu a știut lecția cu iarna din Rusia. Tot a primit ordine de repliere și la un moment dat le-a trimis Stalin înapoi. A zis, încă mai faceți câțiva kilometri înapoi, retrageți-vă, și a spus... Generalisime nu se mai poate. Noi înapoi nu ne mai retragem, că în spatele nostru e Moscova. În spatele nostru e lumea. Am făcut pași și ne-a retras. Am făcut un pas, ne-a retras. Am zis, mă, n-avem ce face, trebuie să ne păstrăm tinerii, trebuie să ne păstrăm nevestele, trebuie să ne păstrăm numărul, trebuie să ne plătim chiriile, trebuie să plătim facturile. Și am făcut pași. Unde mai facem? Unde ne mai ducem? Trebuia să zică și tata, eu mi-au geanta și mă duc. Înseamnă că am greșit. Ce îmi place Dumnezeu că noi plecăm și El rămâne. Și Dumnezeu, eu nu plec nicăieri. Voi unde plecați? Păi plecăm și noi. Ne jucăm de fața ascunselea cu Dumnezeu. După uce, cucu! Se ascund toți. Unde ești?
Iona, unde ești? Zice, mă duc la Tars, mă duc. Da, eu te-am trimis la Ninive. Ce face ce? Îmbarcă. Nu mai fac nimic, zice Iona, mai văzut și a sărit în apă. Și Dumnezeu l-a văzut și în apă și tot așa, povestea la nesfârșit. După aceea împântece de pește și l-a văzut Dumnezeu și acolo și l-a ținut acolo și l-a scuipat pe pământ și l-a dus la... și tot așa l-a împărat. De ce? Pentru că nu putem fugi niciodată noi decât aparelnic. Dar Dumnezeu nu pleacă niciodată și mulțumesc că nu se duce. În biserică, la spital, la tribunal, atunci când îmi iau banii, pâinea, e acolo. Dumnezeu e acolo. Nu se duce nicăieri. Nu pleci, nu. De ce te iubesc? De aia. N-am să plec niciodată. Tu ești liber. Te-am făcut liber. Du-te. Și Dumnezeu nu pleacă nicăieri. Tata a rămas în prag și a și fugit. S-a făcut de râsul lumii. Să-l vezi tu dintr-o dată ridicându-și filacteriile înainte pruncului. Că Dumnezeu n-are probleme. El nu-i mândru! Noi suntem mândri! Noi suntem mândri. Îngânfați, știm pe toate, avem Biblia noastră, români vechi, pocăiți de 2000 de ani. Dumnezeu nu-i mândru. Va trebui să învățați că trebuie să arătați dragoste necondiționată la oamenii ăștia. De 3 ori apare în textul nostru și Tatălui s-a făcut milă! Milă, 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 de 3 ori. Milă, milă, milă. La evrei cam asta era sentimentul. Pe femeie nu trebuia să o iubești, trebuia să-ți fie milă de ea. Asta era cuvântul. Pe copii, ți milă de ei, mă. De soț, ți milă. Iată, tu l-ai ales. I s-a făcut milă pentru că Dumnezeu zice, tot lăuntrul meu, zice Dumnezeu, mi se mișcă de milă. Cum adică? Dumnezeu are și el o foame în interior. În lăuntrul lui se mișcă de milă. N-am mai înțeles fraza asta? Dumnezeu are un lăuntru care îi se mișcă de milă. Exact așa cum ne face nouă stomacul de nervi lui Dumnezeu, îi se face de milă. El nu poate să stea liniștit când vede că tu nu ești în casa lui. Tu ești în lume. Bă, ce faci acolo, ce Dumnezeu? Hai că am murit pentru tine. Unde ești? Aici sunt. De tine nu poți scăpa. Știți cine este cel născut din Dumnezeu? Cel ce s-a botezat. Cine credeți? Nu, zice Iisus. Prin Ioan. Cine iubește pe aproapele lui e din Dumnezeu. Să-L iubești pe cel de lângă tine înseamnă că ești din Dumnezeu. Cel de lângă tine. Bun, rău, înalt, slab, român, rom. Care ți-a făcut bine, care ți-a făcut mai puțin bine, care nu ți-a făcut nimic, care ți-a făcut rău. Să-L iubești pe cel de lângă tine. Cine iubește pe celălalt e din Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii din Dumnezeu, din butuc sfânt, care pot să iubească pe ceilalți. Cu dragostea aceea care stă înainte și zice, păi te iubesc indiferent cât mă costă. Dragostea costă. Dragostea te dezgolește, te expune. În momentul în care dai mâna și îl îmbrățișești pe altul, nu știi, știți povestea, cu mânia slutul și urâtul, mânia grosul și arțăgosul, că a venit alimoș și cuțetul. Burtă la el, că așa românește. Întotdeauna dragostea te expune. Cine zice, mă, vreau să spun că te iubesc, dar cu scutul, sulița, te iubesc? Nimeni. Care zice, te iubesc, vine așa și zice, aici sunt armele. Te iubesc. Dumnezeu s-a dezgolit pe el când a zis că ne iubește. Știți cum? L-a pus pe Iisus Hristos pe cruce. Vă dați seama ce lucru a făcut Dumnezeu? Și Hristos a strigat fără niciun fel de putere. Dumnezeu meu, de ce? M-ai părăsit. Cât era de slab Hristos atunci? Foarte slab. Foarte slab. Era marea problema lui Dumnezeu Tatăl. Pe cruce, Hristosul scuipat, bajocorit, bătut în cuie.
O să vină băiatul tău acasă, o să se pocăiască iarăși. Soțul tău o să se întoarcă la Dumnezeu. De câtă vreme te rogi, de 11 ani, o să vină. Să ai speranță și asta, tata. Să vine. Mă uitam la un tablou cu el, un tablou făcut de un olandez, îmi scapă numele, nu e așa cunoscut. Știți ce avea tata la, în loc de picioare crescuseră rădăcini? Devenise un pom. Înțelegeți? Atât au stat în fața ușii încât s-a transformat în pom. Dar vin el. Să nu vă pierde speranța. Se întoarce el. Va veni o zi. Vreau să închei seara asta spunându-vă că mă bucur foarte tare că Loții aici. Loții, salut! Salut, Loții! A vrut să-l cunoașteți cei de pe net, Loții. Noi să știți că e mâna noastră cea dreaptă. Va veni la biserică tot mai des. Și-a luat cravată, cămașă, are costum. De-abia am dat jos haina astăzi. Așa, da. Mai ceva ca primar, a zis Loții, da. Va veni o zi în care Dumnezeu ne va face să înțelegem că El nu se uită unde ne uităm noi. Oare ce speranța? Cum ziceau grecii, un vis cu ochii deschiși? Eu am văzut un tablou, un vis cu ochii închiși, era o arbă. Îl cheamă Watt pe pictorul ăsta. Dar nu cred că ai făcut numai vreo 3 tablouri. Watt. Are, știți cum și-a imaginat speranța? O femeie oarbă care cântă la harfă. I s-au rupt toate corzile. Mai are una singură. Întinde mâna oarbă și știe că dacă coarda aceea nu cântă, totul se înarme. Trebuie să cânte neapărat și în momentul în care apasă pe coarda aceea, culmea nu se rupe, ci dintr-o dată o cavalcadă de muzică, o coardă, cântă, păsările. Încep să zboare păsările și înfloresc florile, pentru că mulți dintre dumneavoastră nu mai aveți decât o coardă. Toate s-au rupt. Una câte una, harfa e tot mai veche, am ajuns și orbi. Singura speranță e să nu se rupă asta, dar e întinsă coarda. Mă, nu întinde coarda cu mine. La copil îi spui, aveți o coardă întinsă. E ultima care v-a rămas. Coarda întinsă la maximum. Să nu întindeți prea tare. Nici biserica cu păstorul, nici păstorul cu biserica. Nu uitați, pe coarda asta cântă Dumnezeu cu voi. Pe coarda asta. Mai poate Dumnezeu să se folosească de ei? Ați ascultat ce a spus fratele Adalbert în seara asta? De ei din pușcărie? Oare chiar ei? Știți ce a spus Hristos Mariei? Tu, Maria, bă, lăsați-o în pace pe Maria. Ea zice, iubește mult că i s-a iertat mult. Sfârșitul poveștii e așa. Un tată avea 2 fii. Unul s-a pocăit sigur, de celălalt nu mai știm nimic, care a rămas în casă. Dar ălălalt s-a pocăit, știți de ce? Nu datorită faptului că a fost foame, nici aici, nici aici, ci datorită faptului că a avut un tată, că a avut cine îl aștepta, că vă garantez că nu venea niciodată dacă știa că tata a murit, dacă știa că mai are numai pe frate sau acasă. Acolo rămânea între porci. Poate că mulți nu mai vin astăzi la noi în biserică, că știu că numai noi
Mai suntem. Îmi pasă de tine. Pentru cei care sunteți pe internet, pentru voi din biserică, gândiți-vă la un frate care a fost cândva cu voi aici, cu noi, și care acum e în lumea largă. Duceți-vă un CD-ul, că e de gratis, de la noi. Rugați-vă pentru el și spuneți-i să vină iarăși acasă. Spuneți-i că tata e bun, stă-n poartă. Toți avem copii răi acasă, măcar unul. Și Dumnezeu are ceva copii răi, vreo 7 miliarde. Așa i-a nimerit, 7 miliarde. Toți sunt răi, unul mai rău decât altul. Unii răi se duc la biserică. Avem un tată care are răbdare. Nu trebuia să fiu nici eu, nici tu în viață. Nu trebuia să ajungem noi odată clipa asta care să ne botezăm aici. Dacă Dumnezeu avea cu tine tot atâta răbdare cât cu Sodoma și Gomora, de mult nu mai erai. Dar nu că ai fost mai bun, mai bun a fost Dumnezeu cu tine. Ai un tată n-am vrut să plec de seara asta. Dumnezeu mi-e martor că n-am făcut nimic. Dar Duhul Dumnezeu mi-a spus că seara asta vrea să mântuiască oamenii de aici. De să ne ridicăm în picioare. Vreau să închidem ochii în timp ce doar pianul lui Andrei se aude. Dacă este cineva care crede că trebuie să vină acasă, că e foame, vreau să vie aici în față să mă pot ruga pentru tine. Nu ca și mai bun decât tine. Întâmplător cu ceilalți păstori cu care ne rugăm, întâmplător suntem păstori pe aici. Prin harul lui Dumnezeu, poate că ai fost cândva în biserică și ai plecat. Poate că n-ai fost niciodată. Poate că ai venit pentru prima dată în locul acesta, poate că vii de mult. Poate că ai crescut în biserica istorică sau ai crescut aici, că nici tu nu mai știi ce ești. Dacă este cineva dintre dumneavoastră, vrea să vii aici în față, că mai este puțin loc, vreo 2 metri, 3 metri, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Biserica face liniște, închide ochii. Și dacă este cineva, îl aștept să vină aici în față. Dacă ești la calculator, te pui pe genunchi acolo unde ești și spui: Doamne, vin acasă. Nimic nu mi-o oferă lumea asta, dar absolut nimic. Te pui pe genunchi. Te pui pe genunchi în fața calculatorului. Dumnezeu aduce fiii risipitori acasă în seara aceasta. Vă rog să închideți ochii și să vă rugați puternic în duhurile voastre. Sângele lui Iisus Hristos curge aici. Dumnezeu mi-a spus: nu puteți voi duce în spate cât pot eu vindeca în seara asta. Nu puteți primi voi cât pot eu ierta în beiuș. Doamnă, și data trecută ți-am spus, te așteaptă Dumnezeu, este poate ultima șansă care ți-o mai dă și ții acolo în spate. Și dumneavoastră care ați venit aici în biserică, poate pentru prima dată, eu nu vă chem la biserica noastră, eu vă chem la Hristos, că nu se spune dacă a fost tata ortodox sau pentecostal sau baptist. Aleluia! Poate ai părăsit calea pe vremuri. Hai și tu, haide și dumneavoastră, Doamnă, hai și tu, tinere de acolo,
Și pe tine te cheamă Dumnezeu. Aleluia. E ultima dată în care poate Dumnezeu îți mai vorbește așa. Un tată ce te așteaptă. Iisus Hristos este Domnul. Mai avem 10-15 secunde maxim. Și după aceea începem să ne rugăm cu toți. Și pe tine, te pui pe genunchi. Mai avem 10 secunde. Spune lui Dumnezeu, Doamne, din seara asta altfel de om. Altfel de om. Altfel de om.